așa au fost părerea mea. O remarcă. Probabil. De ce? Că și ele dansează la fel, adică mai rău, mereu. Eu odată dansai și nu știu ce făcut. Dar ce te interesează pe tine remarca lui? Nu, dar nu se părea așa, foarte deplasată. Mm. Și la un moment dat zise... Îți trece dacă ți se păr. Ce te afectează pe tine? Păi îți trece. Păi dar și tu... Fate, Alex... Dar nu vă spădeți voi două din cauza lor. Că ei n-are dreptate, dar nu ei copilul și trebuie să mai crească. Trebuie să mai crească. Păi tocmai dacă... Măi, ce tu ești copilă, Adelina, trebuie să mai... Nu ești atât de matură, îți spun eu. El te manipulează, îți spun eu. Lasă să manipuleze. Eu, eu văd deja, nu că o să văd. E relația lor, dar acum, serios. Uite și-o poate, văd la tine că Alex face același lucru. Alex, pe mine nu mă manipulează. Păi nici pe mine, Radu, nu mă manipulează. Păi Alex își asumă chestia asta în emisiune. Dacă vă manipulează pe amândouă, lasă mă zic. Radu își asumă în emisiune sau nu? Se pare că are o relație ca să-și o asume. Când o să ai, poți să-și o asume. Păi nu, afară, de ce vorbești cu el? De ce râzi? De ce te hrăzești? Este o lună, draga mea, de când te cunoști. De ce nu-și asumă? De ce iei apărarea? O lună în care inclusiv apărarea. Când eram certați. Iei apărarea. Ți-am zis, de asta zic că ești copilă și încă trebuie să-ți mai crească mintea, că nu înțelegi. Hai să dai seama, dar prea târziu, când ai să rămâi fără nimeni. Bine, mai vedem noi până la final acest. El are un scop. Ca să, dacă nu înțelegi. Poate și, uite, și pentru mine și Alex are un scop. Cum zici tu de Radu care are un scop, așa zic și eu de Alex care are un scop. Alex nu vorbește cu mine ca să afli detalii de voi. Ai înțeles? Ca să vin în emisiune și să zic că să fac aici... Și tu vorbești cu Alex dacă ți se întâmplă ceva automat, da, și okay, eu i-am spus okay, că nu mai vorbiți voi cu mine și așa mai departe, că e normal, nu? Și nu iubitul tău? Nu. Sunteți în cunoaștere de o lună? Da. Zici o părere. Zi o părere. Care o lună, Alina? Că eu... Frate, omul ăsta nu este asumat. Nu-i mai lua apărarea. Te folosești ca să descoperi anumite chestii din casa noastră și să vină aici și cu toți, cu toate chestiile. Să vină să le vorbească în emisiune. Ce-a zis Alina? Ce-a vorbit Alex cu Alina? Ile Gianina? Ile nu știu cine. Dar tu observi că de când se atacă Radu și Alex, tu te contrazici singură. Ții minte când am avut noi o discuție de eram eu supărată și m-ai întrebat de ce și mi-ai zis în felul următor. Nu mai asculta pe Ile când îți spune să nu mai vorbești cu Radu. Faci ce spune inima. Da, și acum de ce mă contrazici? Și ții, tu faci ce spune Radu, nu faci ce spune inima, fată. Păi inima, să facă ce zice Radu. Tu faci ceea ce spune Radu, nu ceea ce spune inima. Să vede chestia asta. Pentru că a vorbit-o și în emisiune și a spus că ele nu te lasă să vorbești. Lasă să vorbească că te manipulează. Și același lucru spune și acasă. Ce pui mei? Același lucru îi spune. Nu face ce spune inima ei. Ei face ce spune Radu. Da, pe inima ei Radu. Ce atât de greu. Niciodată nu mi-a spus. Bă, niciodată nu mi-a spus vii la emisiune și faci niciodată. Dar ți-a spus să nu mai vorbești cu ele și în afară și în competiții. Ești o mincinoasă. Ești o mincinoasă, ți-o spus. Nu, uite fața ei. Nu. Deci fără să-ți spun. Eu spus în gală că o să facă toate fetele să se îndepărteze de ea. Și exact aia au făcut. Da, nu? Eu i-am zis. Asta nu mi-amintesc. Eu nu ți-am zis niciodată. Da, dat, am zis că nu vorbi. Toate fetele să se îndepărteze de tine. Și exact asta au făcut. Au făcut. Da, și treaba lor. Prin două joculețe. Bune? O făcut. Ma, bravo lui. Făcut, dar nu vrea are capare, bravo lui. Mi-a spus normal părerea lui. Eu cred că ele te pune să vorbești cu mine, că ele face aia, ele face aia. Vezi? Și nu e adevărat. Păi ce înseamnă asta? Că nu mă manipulează cu nimic, ce a spus părerea, de nu? De ce te-ai îndepărtat de ele atunci? Pentru că m-a enervat. Pentru că m-a enervat. Hai, ți-a spus de 15 ori, Alina. Hai că eu te cunosc, am început să te cunosc. Dar ți-a spus de 15 ori, m-a deranjat. Eu am început să te cunosc, stai cu minte. Ce vorbeați, mă? Foarte bine. Că mă manipulezi, că vorbești cu mine doar ca să afli lucruri din casă pe care eu ți le spun. De ce aș avea nevoie? Păi eu întreabă. Asta faci. De ce aș avea nevoie? Ai nevoie, pentru că trebuie să ataci. În primul și în primul rând, vreau să vorbesc cu, cum te știu eu, pe tine ca o femeie adevărată. În primul și primul rând, acoperă-ți burta, că nu ești la... Am burtă frumoasă, uite. Nu mă interesează cum ai burta. Vezi? Nu mă interesează. Păi nu da. Mă interesează cum și ai. Și care e problema ta? Nu te uita dacă nu-ți place. Păi acoperă-te, fii normală, fii decentă. Nu, eu sunt mie așa cum vreau. Femeile eu decente. Sunt cum vreau. Mi-e plac femeile decente, îmi pare rău. Dar nu trebuie să-ți plac eu, aia e ideea. Cu ce am manipulat-o, cu ce am manipulat-o eu pe ea? Trebuie să-ți placă ea. Cu ce am manipulat-o eu pe ea? Trebuie să-ți placă ea. Cu ce am manipulat-o? Am înțeles că ai zis de trei ori să-ți placă ea. Cu Ile, cu Ile. Vrei să o îndepărtezi de Ile, vrei să o îndepărtezi de mine. Mă, dar cine e Ile, mă? Mama voastră, cine e? Că m-a zăbăcit cu Ile, e Dumnezeu vostru. Vă închinați, Ile, să rămână la mulți ani. Nu mi-a spus, eu n-am mai vorbit eu cu Ile. Toate că stați păi în jurul ei. El s-a băgat lucrul ăsta în cap. Doamne, dacă el nici măcar nu m-a crezut că nu vorbesc cu ea.
arată-i mesajele când ești doar tu cu ea în cameră și arată-i ce spun eu de faza cu Ile, că nici nu cred o secundă că nu vorbește cu ea. Eu nu cred o secundă că nu mai vorbește cu Ile, ca să știi și tu. Nu vorbește cu Ile, nu vorbește. Ai cuvântul meu că nu vorbește. Am și spus, vorbește și cu tine, vorbește și cu Ile. Păi eu stau cu ea în cameră, e normal să vorbească. Oricum tu mai tragi, cu ochiul, că ți-ți place să vezi ce vorbește. Să te uiți să vezi. Să te uiți să vezi. Nu, a fost așa, am fost lângă ea, nu am tras intenționat cu ochiul și nu o să fac niciodată. N-ai tras? Niciodată, nu. N-am făcut-o intenționat, eram așa, normal. Stăm separat. Îi interesează, normal, că, dar cum poți stai lângă ea? Că, și păi când ești la masă, să simți împlatii fetele, normal sunt. Alina, și tu place același băiat? Ai idee? Eu. Dar cine? Nu te cheamă? Niciodată, niciodată. Când am intrat pe live, puteai să vorbești cu mine fără să ne certăm. Normal. Niciodată. Normal. Radu, mama, să nu le placi pe amândouă. Dar tu ce faci, piui sau vorbești? Vorbesc cu tine, înțeles. Vorbesc cu tine. E, tu, dar... nu le placi pe amândouă. Pe tine sigur te plac. Ești ce-mi trebuie mie. Da, normal, pe știu. De, pe post de alarmă. Stai liniștit, ai pierdut șansa. Te-aș lua pe post de alarmă să mă trezești dimineața, să faci piu. I-auzi. Păi da, da, dacă trebuie să te trezești dimineața, asta înseamnă că trebuie să te trezești de lângă mine, nu? Piu, 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 piu. Nu avem nevoie de piuitori. Ba, da? aici vrem femei, nu piuitori. Da, sunt femeie. Vrei să mă ridic? Tu nu prea... Nu e nevoie, te rog, că am mâncat. Cu plăcere. Hai, hai, okay. Că deja o arzi aiurea și încep să mă enervez. Păi dacă te bagi cu mine seamă păi și dacă, pe, da, cu cine pe, vrei pe să mă bag? Cu mine, nu o da pe glume cu mine. Du-te, mă, da. Dar serios. Dar serios. Ai, auzi, mă, la el, să se mă dau un glume cu el. Dar cu cine vrei auzi, să dau un glume? Ceri de mâncare sau ce te rogi? Nu, chiar am mâncat și mi-a căzut foarte bine. Te-a căzut bine, se vede. Da, mulțumesc. Mulțumesc dacă te îngrijorezi. Nu te mai băga unde nu se fierbe oala mai bine. Da, mă bag unde vreau mamă, eu. Exact, fii atentă. Știi care e diferența? Știi care e faza, de fapt? Care te strică pe tine? Două chestii zic, da? Unul la mână. Când ai plecat ai zis mamă Radu. Da. Doi la mână. Și când m-am întors am zis mamă Radu. Ascultă-mă. Nu. Ascultă-mă. Doi la mână, în gală. Mamă Radu, ce-ți fac? E doar gura de tine pe uita. Da, păi tocmai, da. Părerea ta. Păi, văd, e doar gura de tine. Îți dai seama. În rest nu faci nimic. Și de tine ce-i? Mie, de tine ce-i, mie sincer, îmi pare rău că te-ai întors, să te-ai întors degeaba. Ei, da, uite că poate la alții nu le pare rău că m-am întors. Zi-mi și mie o persoană care nu-i pare rău. La fete. Păi tu ai venit pe prietenii, fetele alea, fetele da. Alea au vorbit contra ta, dacă ți-au ce aminte, fetele alea, da? Nu au vorbit în contra mea. Băieții ăștia, au votat. Mea. Tocmai Codruț cu care ești în cunoaștere, vezi, okay. Doamne, te-a votat să pentru pleci. Că, pentru că am venit ca... Ai venit ca vodă prin lobodă. Nu, a, da, da, mă, serios. Am venit pentru tine, din cauza asta lumea m-a... Era rău că ai venit pentru mine, nu? Păi, nu înțeleg. Dacă... Nu, că el oricum nu înțelege, el înțelege doar ce vrea. Înțeleg ce trebuie, nu da, trebuie. Tu da, mă, tu asumatule. Păi eu, că nu ți-ai asumat nici măcar tine, că m-ai pupat în gală. Pe lângă tine, eu chiar sunt asumat. Îmi cer da. Scuze, okay. Wow. Dar chiar sunt asumat. Cu ce ești când? Tu asumat? Cu absolut orice. Cu ce, măi? Orice când? Mi s-a adus aici, am recunoscut. M-ai pupat în gală, când? Nu ai recunoscut. Ai pupat-o pe Adelina la date, nu ai recunoscut. Cu ce ești tu asumat? Păi, dacă, păi sunt asumat că, n-am, că tocmai, că am recunoscut că n-am pupat-o. Când? Da, du-te mă! Și înseamnă, ce denotă asta? Că ești mincinos atunci, nu? Dacă asumat. Ai pupat-o și tu zici că nu ai pupat-o. Sunt asumat, umbrelor. Tu ești când? Asumat. Două umbre, ești uite două umbre. Da, când, când vorbesc dormi, cu două umbre, despre ce vorbim? Du-te mă! Și tu ești, tu ești, tu ești ce? Cine e aia? Ce-o zis? Eu nu stau în umbra nimănui cum stați voi. Dar îmi pare rău. Dar în momentul în care, în momentul în care, auzi, în momentul în care se pune cineva pe canapeaua asta, nu vin eu și cu încă 5 băieți lângă și eu stau așa. Da? Nu eu. Da. Îmi pare rău. Umbră da, nu da. Sunt. Da, poți să zici orice, dar decât să fiu umbră, mai bine mă duc acasă. Mă, unde ai dreptate, îți dau dreptate. Da, într-adevăr, nu a fost. Da. Și când mă iau de voi sunt eu la rău, nu? Da, da, da. Da, dar tu te iei într-un mod, spun, tu te iei într-un mod răutăcios, ieri Radu. Vă râdea ești în față. Ești foarte răutăcios. Dar ca să uite. Vedeți și voi cât de pe față sunteți și cât de fake sunteți. Ieri vă râdea în față, da? Cine? La discuția aia, știi foarte bine cine, pe cine idolatrizați voi, da? Uh-huh. Astăzi, ca să nu mai bată la ori, că stați lângă ea, a dansat ea singură și voi tot toate v-ați dus în cealaltă parte. Dacă ai observat, eu acolo stau de când am intrat în emisiune și până o să ies eu, ăla mi-e locul meu. Ca să vedeți cât de pe față sunteți. Vă schimbați așa de la o zi la alta. Știi? Și locurile vi le schimbați de la o zi la alta. Despre ce vorbim? Pe care problemă? Eu am același loc. Sunteți pe față, asta zic. Uh-huh. Acum nu mai stați da, cu ea, nu mai stați cu ea, vezi, Doamne, nu mai stați cu ea, acum toți stați cu ea, vrei să fii pe spate? Iubita ta, o stă cu ea. Atât ai noroc că-ți merge papagalul, ți-am mai zis și ei. Atât ai tu noroc, că nu ești. Tu ai stat cu ea, tu ai fost prietena ei.
Nu vorbește despre ce vorbește Radu, despre ce te trezești să vorbești? Adelina, Adelina nu vorbește, asta e dificil. Fata asta e nebună, eu n-am. Cred că tu ești. Cred că are ceva probleme, nu-mi dau seama. Cred că tu ai probleme. Dacă Radu vorbea despre ieri, că stăteați toate cu ele, nu de mine, ce treabă am eu în legătură în toată povestea asta? Ea nici măcar nu a stat. Ea nu s-a dus pe lângă ele să o suflă în ceapă. Uite acum astăzi. Fix alea trei care a stat numai lângă ea, iar acum ea stă singură și voi stați acolo. Dar tu ce ești, măi? Tu ești avocatul poporului? Pe față sunteți, băi, fake, umbre, mă. Avocatul poporului. Avocatul poporului. Acasă, mai bine. Păi decât să stați aici să pupați în cură altă persoană. Păi, dar cine ești tu, mai să te critici pe toată lumea, să-ți dai tu cu părerea despre orice se... Păi dacă e o competiție individuală și vă văd pe voi puterea prieteniei, ce dracu căutați aici? Ați greșit emisiunea, fata mea. Hai, nu mai, nu mai trage de cald. Am venit aici pentru relație, nu pentru prieteni. Da. Auzi, și ce relație vrei tu să-ți faci? Ce? Ce relație vrei? Aia pe care o să o admin. Cu cea mai naivă fată? Când? Naivă de ce? Hai că deja naivă de ce? Naivă. Și de unde știi tu? O să, măi, vorbim. Dar dacă te, ai fi vrut să te folosească pe tine, a? Ai fi vrut să te folosească pe tine. A uitat când venea după mine, stai cu mine. Ai fi vrut să te folosească pe tine. Ce să mai vine după tine? Mă, tu când ai venit în casă, n-ai spus să fie normal. Bă, și eu ți-am zis ție că da, mi-a plăcut Radu, dar nu-mi place el ca și ai zis nu-mi place pentru că eu când am venit în casă m-am întors pentru el și nu m-am băgat în seamă. Deci dacă te băgat să nu tu n-ai bani. Probabil dacă ar fi avut alt caracter, da. Radu nu bagă oamenii falși. Nu. Dacă Adelina a trecut peste, nu înseamnă că e naivă, înseamnă că își dorește. Spre deosebire de voi, s-a răzăriți în casa asta, spuneți Radu să vă agățați de mine. Cine s-a agățat de tine, măi? Nu stați pe cârca mea în spate, nu stați pe cârca mea în spate. O să trăim și o să vedem cine s-a întâmplat. Nu stau, mă, să vă car pe voi în cârcă. Dar cine s-a agățat de tine, eu sau? Ai zis? Tu. Eu? Ascultă-mă. Am venit eu la tine sau ai venit la mine? Așteaptă să termin. Tu, te-ai complăcut în situație, când veneam lângă tine, spuneai că nu-ți place, dar râdeai, asta la altă. Asta la Diana, spune, am intrat pentru Radu Vrăjeală, după aia și că n-a făcut nimic da, Radu. Da, eu cred Antonia, că tu ai zis să-ți aduc totul, cu totul, alt top 3. Și după aia spune Radu, după aia par Radu, după o zi, despre ce vorbim. Nu fă care în gând. Băi, Radu, dar ce ai vrut să mă duc să-ți iau inel din bazar să vin să te cer? Pare rău, n-am nevoie. Hai că mă duc dacă vrei, dacă tot. Îmi pare rău, nu iau pițigoi. Nu e pițigoi? Nu. Dar ai fi să le iei pe pițigoi. Dacă vroiam, te luam. Da, într-adevăr. Păi dacă te-ai, bă, dacă te-ai declarat doar verbal pentru mine, nu puteam să te iau dacă vreau? Păi, recunoști că nu ai vrut. Păi da, tu vrei că tu ai zis singură. Tu ai zis că am venit cu strategii. O să am intrat înapoi în casă cu strategii. Păi dacă e treaba ta. Dar e treaba ta cu ce ai venit în casă. Asta nu... Tu ești... În plop și plop în aer. Dar unde ești, mă, aia deșteaptă, că a intrat Radu, Radu, Radu. Băi, fată, tu spusești că eu sunt naiva lui. Tu ai fi vrut și tu să... Radu, lasă-o pe Adelina să vorbească, ce faci, o manipulezi. Dracu, nu faci, Radu! O să-ți dai seama pe parcurs că nu-i ok ca om. Disperat-o, el e... Disperat ești tu, mă! Diana, lasă-mi face când se dă față de el. Bă, că eu nu pot să-mi dau seama. Clarinet în gât, e lângă tine, de ce zic? Ai înghițit clarine când erai da, am înghițit și acum. Las-o, Diana, las-o, îmi face cu ideea aceea. Care mai nu, mă, să rămână primul. Bă, dar ce ai, mă? Dar nu e apărarea. Dumnezeu, din ce? Cu dracu' că... Lasă-l, că-i bărbat matur să-și iei apărarea singur. Nu te mai băga tu, că te-ai scris prietenia cu toate fetele din cauza lui ăla, femeia. Stop, 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 stop,